le punem așa un pic să le vedeți. Bună, dragele mele, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. V-am înșirat aici să vedeți mărțișoarele mele. Acestea două deja le-am lucrat împreună. Vă las și link-urile în descriere pentru a putea să lucrați și ursulețul și iepurașul alături de mine. Astăzi vom face o floricică. O floricică tare frumoșică, pe care tot așa veți putea să o folosiți ca și mărțișor. Eu însă o văd și pe alte proiecte, pe o căciuliță, pe... Voi lucra astăzi cu un fir pe care l-am primit de la Fir de Tricotat Povești, e de la Gazal. Baby wool. Din păcate acum nu o să-l găsiți. Știu că, știți, v-am mai tot povestit eu de ofertele de la Fir de Tricotat Povești de miercuri seara. Și acesta a fost un fir din ofertă, la fel ca și acest bumbac mercerizat, care tare îmi place că e un pic în degrade firul, și o să le combin eu pe astea două. Așadar, veți putea să faceți acest mărțișor din orice fire aveți pe acasă. Astea din peria sunt un pic mai mari. Acesta e tot așa din... Da, eu am încercat în mai multe feluri și toate arată foarte, foarte frumos. Veți avea nevoie, deci, de fir, de o croșetă adaptată. Veți avea nevoie și de un ac de cusut, un ac de broșă, dacă vreți să-l prindeți ca să-l faceți broșă. Și v-am arătat cum am lucrat eu suporturile de mărțișor din hârtie cartonată. Vă las link-ul și pentru acel video. Începem ca de obicei, ca și la jucării, pe un cerc magic și îl fixez cu un ochi de lanț și fac 6 piciorușe scurte. Nu scap de ele. Așa. Închidem cercul și fac 2 piciorușe scurte în fiecare piciorușă al rândului anterior. Lucrăm ca și la jucărie în spirală. Vedeți? Să vedem, am eu 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, da. Ei bine, și acum o să fac un picioruș alunecat, fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț, sar un picioruș și introduc croșeta în următorul ochi. Așa, 1, 2, 3, sar un picioruș, introduc croșeta în următorul.
1, 2, 3, sar un piciorul și introduc croșeta și fac aici în următorul un picioruș simplu. La fel mă duc până la capătul rândului. Astfel de proiecte simple sunt bune și pentru începători. Trebuie să exersați un pic elementele de bază în croșetat înainte să vă apucați serios de un proiect mai mare. Aveți pe canal pernița de ace, inimioara, astfel de mărțișoare. Sunt multe proiecte care să vină în ajutorul vostru să vă obișnuiți cu lucrul. Dacă vă place acest canal, nu uitați să vă abonați, să dați și să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificate atunci când urcăm un nou video. Bun. Am terminat rândul și acum știți ce trebuie să fac? Fac un picioruș alunecat, să intru în arcada asta, fac două ochiuri de lanț, vin aici cu 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, și 5. Și acum două piciorușe, două ochiuri de lanț și fac piciorușa alunecat în aceeași arcadă. Ați văzut? Așa vine. Acum mă duc cu piciorușa alunecat în următoarea arcadă și fac din nou două ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Așadar, dacă sunteți începătoare, reveniți la videoul în care am arătat prima oară cum se face un picioruș dublu. Este chiar mărțișorul din anul trecut, unde am făcut piciorușele duble și am prezentat mai în detaliu și după aceea puteți exersa. Am mai făcut iarăși, da? Două ochiuri de lanț, un picioruș alunecat. Așa mă duc în fiecare arcadă până la capătul rândului. Îmi fac eu petalele la trandafiri, la floricica mea, da? 3, 4, 5. Un proiect simplu, drăgălaș. Sincer, eu nu mai cumpăr niciun mărțișor anul ăsta pentru nimeni. Le-am deja gata. Chiar și această floricică o puteți folosi la și la alte proiecte. Chiar și numai atât. Dar o să vă placă și ce o să învățăm la următorul. Bun, am terminat. Voi face un picioruș alunecat de unde am început. Așa. Și îmi trag aici bucla în spate. Da? Ei bine, acum o să schimb eu. Voi puteți continua. Vedeți că am și floricele făcute în aceeași nuanță.
Eu o să schimb de data aceasta și o să fac cu bumbacul ăsta mercerizat frumos. Și aici arată ca o narcisă, nu? Și aici o să fie ca o floricică pe o frunză. Bun. O să-mi schimb firul. Să vedem cum ascundem la final. Așa. Opa. Ce trebuie să fac eu în primul rând este să mă duc aici, tiptil, în ochiul acela liber, da? Pe care l-am sărit. Acolo o să intru. Și aici fac așa. Patru ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Fac piciorușe triple, dar neterminate. Haideți să vedem. Așadar, bună, dragile mele, și bine v-am regăsit! Astăzi vom lucra un mărțișor împreună, un model foarte frumos pe care eu l-am uitat. Am stat să-mi aduc aminte cum am făcut frunzele. Am făcut, deci, patru ochiuri de lanț și începem cu piciorușe duble. Haideți să vă arăt. Neterminate, da? Și facem 7. 1 la cele triple, piciorușe triple, da? Neterminate. Luăm de 2 ori pe croșetă, introducem croșeta, tragem prin 2 și prin încă 2. Și pentru că nu terminăm, rămân așa pe croșetă, da? Așa. 1, 2, 3, 4. Și acum îl facem pe al 7-lea. Da? Și acum, haideți să vă arăt ce facem. Luăm fir pe croșetă și tragem prin 2. După aceea tragem prin încă 2. După aceea tragem prin următoarele 2. Și închidem încet, încet, da? Până ajungem aici. La final. Când ajungem la final, aici unde e între ochiul de lanț și primul picioruș, nu mai facem nimic, intrăm aici, în următorul spațiu și facem un picioruș scurt, mergem mai departe, un picioruș scurt și încă în următorul, un picioruș scurt. Aici facem 2 ochiuri de lanț și mai facem încă un picioruș scurt, da? În următoarele facem 1, 2, 3 piciorușe scurte și fac 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și intru exact în același loc. Aici s-o cam înghesuit. Fac un picioruș alunecat. Pardon. Bun. Și ce trebuie să fac acum? Același lucru peste tot. Intru în următorul spațiu liber, în următorul ochi, picioruș sărit. Când am făcut petalele, fac așa, un picioruș alunecat, da? 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și încep iarăși cu piciorușe triple neterminate. Așa. Iau de 2 ori pe croșetă, introduc croșeta, trag prin 2, trag prin 2. Mă duc la următorul.
Să am 7 bucăți. Vă place? Lăsați-mi un comentariu dacă vă place această idee. Eu m-am inspirat din, tot de pe YouTube, altă floricică. Nu mai țin minte exact, la ceva americancă, cu siguranță, care parcă zicea că și ea a adaptat altă floare de la o rusoaică. 1, 2, 3, dar întotdeauna e bine să zicem că nu l-am inventat noi. E inspirație. Am schimbat modelul, am combinat cumva mai multe cum mi-am dorit să fie floricica mea. Da, mi se pare că e tare reușită. Așa, 3, 6, 7 și acum încep. Trag prin primele două, prin următoarele două, prin următoarele două, prin următoarele două, prin următoarele, prin următoarele, prin următoarele. Ce fain! Și acum iarăși un picior simplu. Încă unu, încă unu, aici fac două ochiuri de lanț și un picioruș simplu. Și mă duc așa frumos, unu, doi, trei, unu, doi, trei, patru. Picioruș alunecat, da? Și închidem. Vai, ce drăgălaș o să fie ăsta așa cu frunzulițe. Trec în următorul spațiu cu piciorul alunecat. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Și încep iară piciorușele triple. Neterminate. Sper să fie explicat destul de bine, să puteți să faceți modelul alături de mine. Așa. Trei, cinci. Șase. Se aglomerează treaba. Șapte. Op. Așa era. Nu vrut. Și acum încep. Trag prin primele două bucle. Apoi iarăși prin următoarele două, 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 prin următoarele două și gata. Acum, aici am zis că nu lucrez, că nu prea pot și atunci fac în primul spațiu un picior simplu. Încă unu, un picioruș simplu, două ochiuri de lanț, un picioruș simplu, unu, doi, trei, un, doi, trei, patru ochiuri de lanț și intru din nou aici. De acum vă las singură și faceți voi trei petale singure. Fac și eu trei petale singură și ne întâlnim să vedem cum a ieșit la final. Na, ia cătă! Mie îmi place, place, place. O să-mi tai eu firul ăsta. Am terminat mărțișorul. Am terminat, de fapt, floricica. După cum vă ziceam, veți putea să folosiți modelul la
cu siguranță la mai multe proiecte. De-abia aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut, ce ați făcut cu el. Avem grupul croșetăreselor Secretele Croșetei Fermecate pe Facebook, unde vă aștept cu poze, cu floricele, cu mărțișoare. Mie îmi place tare mult, o să-i agăț un ac de broșă și să vedem cum o să-l pun în valoare cu ceva suport. Îmi place, place, sunt mulțumită. Sper să vă placă și vouă, dragele mele, pe data viitoare. Vă pup, pa, pa!